Biserica Ortodoxă îl pomenește mâine pe Sfântul Sfințit Mucenic Elefterie, episcopul Iliriei. Cu acest prilej, Biserica Sfântul Elefterie Nou din Capitală își sărbătorește ocrotitorul. Aici se află și un fragment din moaștele mucenicului primite în dar de la Preafericitul Părinte Patriarh Daniel în anul 2009. În fiecare an, sute de credincioși participă la hramul parohiei, care este sărbătorit printr-un program liturgic deosebit. Slujbele încep încă din ajun. În ajunul hramului săvârșim slujba vecerniei, acatistului și va urma un cuvânt de învățătură și avem un concert de colinde tradiționale românești condus de doamna profesor Cristina Manoilescu, un profesor model în educarea artistică, creștinească și culturală a acestor copii. În ziua hramului Sfântului Sfințit Mare Mucenic Elefterie, ocrotitorul acestui sfânt locaș, Paraclis Patriarhal, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, vom avea slujbă arhierească, va oficia Sfânta Liturghie Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. După care vom avea slujba de pomenire a ctitorilor acestui sfânt locaș și agapa creștinească. În ziua hramului, parohia organizează mai multe acțiuni filantropice. Vom avea și pachete, cozonac și produse alimentare pentru cei necăjiți și de asemenea vom avea un pachetel cu dulciuri și cu alte alimente pentru o familie care este prezentă duminică de duminică la biserică cu 8 copii pe care biserica noastră o îngrijește într-un fel în timpul anului. Tot în această zi și Biserica Sfântul Elefterie Vechi, aflată în apropiere și în grija Paraclisului Patriarhal Sfântul Elefterie Nou, își serbează ocrotitorul. Biserica noastră, așadar parohia noastră, ajută această comunitate. Între ei sunt și oameni necăjiți. Am pregătit și pentru dânsii pachete cu alimente, dar îi ajutăm și plătim întreținerea acestei biserici, mai ales că acum această biserică este într-un proces de consolidare și refacere a picturii, încercând să-i redăm frumusețea acestei biserici bucureștene, care are o vechime de 300 de ani, 1743-1747, și cu ajutorul lui Dumnezeu la hramul din anul viitor să reușim să facem resfințirea acestei biserici. Locașul de cult închinat Sfântului Elefterie se află pe malul drept al Dâmboviței, în fața Operei Naționale. Piatra de temelie a bisericii a fost pusă în anul 1935, pe 29 iunie, fiind ternosită 36 de ani mai târziu, tot pe 29 iunie, de Patriarhul Justinian Marina.